Astăzi se împlinesc 516 ani de la trecerea în eternitate a Marelui Domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt. Cu acest prilej, mai mulți reprezentanți ai clasei politice au depus flori la monumentul voievodului din fața primăriei de Bălți, iar preoții împreună cu episcopul Antonie al Mitropoliei Basarabiei au oficiat o slujbă de pomenire în memoria Marelui Domnitor. Din nevoi și din necazuri. Sfinte Ștefane, ajută-ne să o protestere. Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru toți românii, este un simbol al unității naționale, al unității de limbă, al unității de cultură. El a rămas în conștiința fiecărui român ca cel care s-a luptat pentru întregirea țării, pentru apărarea credinții. Și conducerea raionului Sângerei l-au cinstit astăzi pe Marele Domnitor, cel care a ctitorit peste 40 de biserici și mănăstiri și a câștigat tot atâtea războaie. Ștefan cel Mare întotdeauna a știut cum să-și îndrume ostașii, chiar atunci când ostașii lui erau sleiți de puteri. El așa, într-un ton bărbătesc, într-un ton de îndemn, le-a spus: oșteni, capul sus, căci acolo zboară șoimii, căci jos sunt doar șopârle șobolanii. Națiune, frați, capul sus, căci acolo vedem soarele, vedem cerul senin, bolta senină. Nu vă uitați în mizerie, nu vă uitați în jos, să vedem pe cei care încearcă să-și bată joc de noi. El a fost un luptător pentru credința ortodoxă. În persoana lui, noi am avut un luptător înflăcărat pentru țara Moldovei. Ștefan cel Mare este simbolul libertății acestui popor. Mulți acum se folosesc de numele lui, dându-se mari patrioți, dar cu adevărat sunt niște lachei. Ștefan cel Mare va rămâne mereu un exemplu demn de urmat, un lider cu caracter, cu verticalitate, care a luptat pentru credință și libertatea poporului său, susține deputatul socialist Alexandru Nesterovski. Politicianul a adăugat că Ștefan cel Mare știa cum să procedeze cu trădătorii. Spredatelii mi-a dat postupat ca положено postupat spredatelii mi-a. Nu n-a zăprișenut pe zăconul postupat, da, ca postupat la vremina Ștefana cel Mare, dar în tăși vreme ne dăși понимать, că... Я не говорю сейчас про Гацкана или кого-либо, а про общее, что предав кого-то, предав своих друзей, свою команду, ты должен понимать, что тебе не будет спокойной жизни. Ștefan cel Mare a domnit 47 de ani, luptând neînfricat pentru apărarea hotarelor țării. Domnitorul a trecut la cele veșnice în anul 1504 și a fost înmormântat la Mănăstirea Putna.